Dacă acum un an, pe timp de iarnă, prețul pe bursă al gazului era de 104 lei, anul acesta este mult mai ieftin, mai precis între 61 și 65 de lei. Am găsit o piață energetică nefuncțională. Am găsit o piață în care prețul gazului natural, astăzi, în urmă cu un an de zile, era de 104 lei. Știți cu cât se vinde astăzi gazul pe bursă? Între 61 și 65 de lei în această iarnă. Am anunțat și nimeni probabil nu a crezut la sfârșitul anului trecut, în ianuarie, în februarie, că liberalizarea prețului la gaze naturale va aduce scădere de preț. PSD-ul spunea, vor exploda prețurile. Sunt convins că vă puteți uita în online pentru că ceea ce spui, ceea ce afirm, rămâne scris. E, liberalizarea prețului la gaze naturale a adus scăderea prețului la gaze naturale, iar astăzi, dacă avem preț aproape la jumătate față de iarna trecută, se datorează acestei liberalizări. Companiile românești au ajuns să exporte în afara României și să devină jucători pe piața gazelor naturale, ceea ce ne-am și propus, a mai declarat Virgil Popescu, ministrul mehedințean.